Județul Buzău traversează perioada cu cele mai multe decese înregistrate în rândul pacienților ajunși în spitale cu diagnosticul de COVID pe lângă comorbiditățile existente. Numai puțin de 25 de decese au fost raportate în ultima săptămână, 5 fiind anunțate astăzi, și numărul noilor îmbolnăviri se menține ridicat. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 94 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, 41 dintre pacienți au fost diagnosticați în laboratoare private de analize și 6 pacienți au fost diagnosticați în unități sanitare din alte județe. Pacienții au vârste cuprinse între 14 și 84 de ani și în toate aceste noi cazuri, ancheta epidemiologică este în desfășurare. De asemenea, au fost înregistrate și 5 decese în rândul pacienților confirmați COVID-19. În tot acest context vine și o veste bună. Aflat în continuare în scenariul roșu, municipiul Buzău a scăzut sub rata de infectare de 5 cazuri de COVID la 1000 de locuitori.